Raluca, dar nu a venit, băiat, nu a venit pentru tine. Raluca, nu vrem Raluca. Băiat. Bună, fetelor! Bună! Bună. Sunt Florin. Bună! Florin îl cheamă. Eu sunt Florin. A, fata, am uitat de... Bine, mi-a dat ce culoare este? Roșu? Nice. O să vedeți acum, nu? O să dezvăluiți. Stau și aici sau stau aici? Da, pe la rotund. Te rog. Cum ești? Nu știu. Eu sunt cu emoții. Da, fata. Sunt ok. Da? Da, a fost la băieți? Sau... Seamănă cu Larisa. Nu, am impunat la băieți. Ai venit cu cine seamănă? Cu tine. Cu tine. Ești frate meu? Nu. Ai venit în casă pentru Andreea și pentru Larisa? Da. Poate, dar nu pot să stau. Ești fostul lui Diana? Toți sunt curioși. Ce anume? Ești fostul lui Diana? Nu, mai degrabă fostul primul meu iubit l-a chemat Florin. Da. Cum e, fetelor? Ok. Descrieți-l. Poveste și mie despre tine mai bine. Ok, fetele le-am spus. Am lucrat încă doar matei, o perioadă. Se vede. Acum sunt liber, nu mai lucrez. Îmi plac motocicletele, îmi plac mașinile, sunt pilot de motocicletă, mașinile tunate, sportul extrem. Așa îmi plac alea. Ce te ocupi? Pe cu ce te ocupi? Ai zis că... Anume? Ai zis că îi place, nu? Te-am întrebat cu ce te ocupi. Păi acum mai lucrez. Tunetele. Da. Exact. Ce gânduri în casa iubirii? Am venit să întâlnesc fetele astea și să le cunosc mai mult de cât s-au arătat ele. Dar de mult le știi. Cum? De mult le știi. Da, din televizor. Urmărești emisiunea, da? Din altă viață. Da. Păi asta de fapt era întrebare, dacă urmărești emisiunea. Da, am urmărit într-o perioadă. Puțin de tot, dar... Nu foarte... De ce nimeni nu vine pregătit? Spun, uite, eu știu totul despre fata asta și îmi place de ea. Poate nu urmărit. Ai urmărit emisiunea de la început sau...? Nu, n-am urmărit de la început. Dar de când? Nu a fost de la început, doar am acordat mai multă atenție de ce o mică perioadă. Păi stai, și te-ai scris aici pentru fete sau pentru tine? Nu, pentru fete m-am scris. Păi și n-ai vrut să le cunoști dinainte, să le analizezi, le cum să le cunosc dinainte? Că nu le cunosc dinainte. Ei? Le cunosc de aici. Nu, că nu din altă viață, dacă le știi. Da, dar cel mai bine cunoști o persoană când ești lângă ea, când o oferă atenție, când oferă atenție. Ești un bărbat care ar lupta pentru o femeie, chiar dacă ar fi într-un cuplu? Da? Nu. Aici nu, pentru că indiferent de situație, ne respectăm ca oameni. Ei au un cuplu, sunt un cuplu, au o relație, nu poți să intru peste sentimentele altora. Să privești în față pericolul, acela fiind Florian, ok? Scrie Florian pe foaie, să arătăm cum ce stava Florian. Florian, ei, omul a venit, vrea să o cunoască pe Andreea. Tu ai auzit ce a spus Andreea? Tu ai fost atent întâmpirea detalii? Hai să... cum ai zis? Baftă sau ceva genul ăsta, nu? Succes. Baftă în casă, succes. Gen pentru ea. Dacă era indiferent, i-a, i-a lăsat ușa întredeschisă. I-a zis succes. I-a lăsat ușa întredeschisă. Doi la mână, omul ăla îl pun pariu pe cât vrei tu, că dacă îl pui să scrii numele Andreea, scrie cu el. Tu scrii Andreea. Și nu, tu scrii Andreea, tu scrii numele Andreea. Lasă, lasă asta cu Andreea. No. Da, lasă, iau altfel. Dacă ea era indiferent, ia zi, dacă scrie Andreea din prima, corect, deja l-a luat. Dar când urezi unui om succes, îți dorești din suflet să aibă succes, corect? Adică succesul ia, însemnând Andreea. Ia zi, succes, cum sună? Succes. Mă, vezi? Vezi? E altceva. Vezi? Deci a lăsat de interpretat. Să intre, că e poate deschis. Da. Pleacă Emanuel că se cumpere pâine și vine. Deci fata asta nu se gândește la mine, că am cerut ieri. Pe ce însemnă tu pentru ea o freche de ciorapi? Ești nebun. Păi ce fac atunci? Ce-ți faci? Ce acum ești de papuci, că a venit Florian, să partul ăla. Păi te-a văzut, mă, că ai venit cu chiloții pe dos și ai venit tu să ceri. Să nu fii frate. Trebuie să lupți, Emanuel. Deci ar trebui să mă despart? Cel perfelist ăsta. Crezi că îi plac bărbații care au fost în armată? Deja ai topit-o după vocea lui. Și nu-ți dai seama, ăsta, soldat american.
tuns bros. Vezi că mie mi-a povestit Andreea Suter mai la filme cu dăștia în armată, cu război. Eu știi ce mă gândesc? Păi stai Rambo, mă, tu ești nebun la cap, te pui tu. Ce să fac cu bagile tale? Să mă pregătesc atunci. Ce mă gândesc? Cum? Să mă pregătesc așa în forță și cumva... Să ajungi la plâng. Nu, să, el are o voce, știi? Are voce așa groasă și gen, nu știu, face ceva, sigur, ca să fie așa atrăgător. Prieteni, când vine cea... Stai așa, salut Florian. Știi? Să faci 5 flotări până vine, să te faci mai mare. Da, 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 da. O să fiu... Hai să-l antrenăm. Nu, 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 trebuie să fiu foarte serios cu băiatul ăsta, să-i dau de înțeles că... Că ești matur. Că n-are gară. Ați înțeles? Da, mă, de aici deci mă duc la Emanuel. El. Așa. Mă duc la el și o să-i zic așa. O să merg la el. Trebuie să ții bățul în mână. Emanuel, de aici depinde și de el. O să merg la el. Să ne scape ceva. O să merg la el și o să-i zic așa. Ia să vedem, ai reflexe, ia să vedem. Salut. Hai. Salut, eu sunt Emanuel. Eu sunt Emanuel. Da? Sunt cea sus, sunt cea sus. Așa. Bă, dar fii atent. Ia pronunță tu Emanuel. Emanuel. Ia zic Florian. 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 Acum zici Florian. Cu treabă lumea păstrată. Cu cine ești? Cu Emanuel. Cu cine ești? Cu Florian. Florian, am ceva. Dar ce părere ai că frumos aici în casă este și fostul iubit al Larisei? Ce să facă? Ce părere ai de acest ce lucru că Larisa a avut un cuplu aici în casă și fostul ei iubit este... Acolo, să fie cu tine în fiecare zi. Ce părere ai? Nu mă deranjează, dar atât timp când nu mai există... Eu cred că... Sentimente foarte mari, nu știu, nu-ți mai acordă atenție. Că o să te vedeam că încearcă să mă schiz. Nu, 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 nu. Auzi, dar tu mergi în club, îți place să te distrezi, da, te da, viața? Da, da, da. Am fost DJ o perioadă. Super. Barman, îmi plac distracțiile, dansez, adică... Mișto. Nu sunt depășit de vârsta în care să nu mai împărmi lucrurile astea. Dar ești deschis, adică așa, în sens, nu știu, sufletul petrecerii sau mai mult... De gașcă, asta e mea, de gașcă? Mișto. Eu zic că da. Mișto că e matur. Nu știu, poate gașca mea ar susține același lucru. Când s-a încheiat ultima ta relație? Acum două luni de zile, două luni de zile, două luni și... Mi-aș pare cam de vreme. De ce s-a încheiat? Dar tu, Raluco, azi, ieri... Da, dar eu n-am fost într-o relație. Dar ce-a fost? Raluca, ce ai făcut acolo? Ți-ai bătut joc și l-ai mă lași să vorbesc. Hai, hai, hai să le ascultăm pe băiat că a venit aici. Haideți, haideți, haideți să ascultăm. M-a întrebat Larisa dacă îmi place. Da, îmi place, este un bărbat matur. Cred că o să fie printre singurii maturi din casa băieților cu Sorin. Nu te-a întrebat asta, tu ai zis că e proaspăt. Ești certăreț? Nu, nu-mi place să mă cer. Nu ești agresiv? Dar îmi susțin, în același timp, îmi susțin punctul de vedere, dacă consider că sunt călcat. Nu ești posesiv așa, nu. Sau impulsiv, cum nu, sunt nu. Eu. Ce înălțime ai? 80. De ce te-ai despărțit de ultima relație, că totuși am început să vorbim despre asta? Aveam o relație destul de... ok, la început, diferența de vârstă fiind mai mare cu 10 ani ca mine. Ea fiind mai mare? Am avut-o cu 10 ani. Da, și a fost ok, noi ne-am despărțit de comun acord, într-o relație ok. Păi de ce v-ați despărțit când am mai înțeles? Nu v-ați mai înțeles? Da, 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 da. Da. Dar ultima ceartă, ții minte? Ultima ceartă? Băi, nu știu, că n-am știut să mă cert. Deci nu v-ați certat? Nu m-am certat, nu. Dar nici nu insist să mă cert. Ce părere ai de Raluca? Rezonez cu ea. Spune-i deodată dacă nu-ți place, că dacă nu-ți arăt cu tine. Asta e ok. Nu, e adevărat. Vorbăreață, e ok. Ai o părere despre fiecare fată? Nu. Încă nu. Gen așa, ce ai văzut la TV, dacă... Nu, și nici nu vreau să-mi fac de la TV. Vreau să... De-aia mă sunt prezent ca să cunosc, ca să dau seama... Cel mai sănătos și... Îmi se pare normal. Mamă, dar ce-mi vine să adorm. Ești un bărbat mic. Te ocupi de rețelele de socializare, Instagram-ul, TikTok-ul, cum acolo? Așa. Te ocupi de ele? Îți place? Și nu-i dau acord de atenție, citesc presa doar. Te aștepți ca în Casa Iubirii să ai oarecare promovare în online? Ele sportive. Sau posibil, te aștepți posibil, posibil. Da. Ai cerut vreodată vreo fată în căsătorie? Da, odată. Opa, povestește. Cum a fost? Parcă mi-ai citit în ochi așa. Da. Nu, nu, în turcoaz, eu sunt cu... Da, vorbeam de trecut. Am cerut. S-a întâmplat o altă divergență de a nu mai... De care? Vrea. Ai înșelat? Vreună. Nu, sau nu. Lucrurile... Ai zis că din punctul lui de vedere nu a înșelat. Lucrurile s-au schimbat în relație. Da, sunt amestiat.
Mamă, dar mai ce să stăm cu astea pe eu? Dar bine, să dorm. Îmi pare rău, nu pot să mă concentrez pe băiat. Mie? Nu pot. Puteți să-l trimiteți în casa băieților? Știi ce-mi place cel mai mult la tine? Că ești matur și cred și sper că nu vei fi influențat de unele persoane de acolo care nu se treabă cu viața. Rar, dar poate că ai văzut la Luca oricum. Nu te lași influențat? Da, ești influențabil? Nu. Doamne, ferește-i! Sunt berbec și mi-i susțin punctul de vedere. Bine, bine. Păi dacă ești berbec, vrei să fii primul, vrei să fii numărul.